Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. 4 localități din Olt au depășit rata de infectare de 4 la 1000 de locuitori. Este vorba despre Grădinari, Icoana, Cezien și Dobrun. O localitate din Olt însă, respectiv Drăghicene, a depășit rata de 7,5 la 1000 de locuitori. Aici măsurile aplicate sunt mult mai severe. Pe baza datelor puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică, încadrarea localităților din Olt în limitele incidenței la 14 zile este următoarea. 4 localități din județul Olt au depășit la acest moment rata de infectare de 4 la 1000 de locuitori. Este vorba despre Grădinari 6, Icoana 5,83, Cezien 4,31 și Dobrun 4,25 la 1000 de locuitori. Drăghicen depășește însă rata de infectare de 7,5 la 1000 de locuitori, astfel că pentru această localitate măsurile sunt mai restrictive. În localitățile în care se depășește incidența de 7,5 la 1000 de locuitori, măsurile vor fi valabile și în timpul săptămânii. Astfel, circulația va fi permisă până la ora 20 pe toată durata săptămânii, iar la operatorii economici activitatea până la ora 18, tot pe toată durata săptămânii. Sălile de sport vor rămâne închise în toată această perioadă. Revenirea asupra acestei măsuri va fi dacă scade sub 7 la 1000, se arată în hotărârea numărul 20 a CNSU. În ceea ce privește municipiul Slatina, rata de incidență astăzi 5 aprilie, potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Olt, se încadrează în rata de 3,08 la 1000 de locuitori. În ciuda pandemiei și a tuturor restricțiilor impuse de autorități, oltenii aleg să petreacă cu mare fast. La sfârșitul săptămânii, 3 evenimente private au fost oprite de polițiști. Scărișoara, Coteana și Corabia sunt localitățile unde oamenii legii au descoperit petreceri private cu multe persoane. Au fost aplicate sancțiuni de 10.000 de lei, însă nimic nu pare să-i oprească pe petrecăreți. De aceea, reprezentanții IPJ Olt fac apel la conștientizare și responsabilitate. În ultimele 24 de ore, sub autoritatea instituției prefectului, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab Olt și polițiștii locali au continuat să desfășoare activități pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile impuse în contextul stării de alertă în vederea limitării răspândirii virusului COVID-19. Scopul acțiunilor este ca cetățenii să înțeleagă importanța respectării recomandărilor privind limitarea expunerii în spații aglomerate și purtarea mijloacelor de protecție individuală, ținând cont de numărul ridicat de îmbolnăviri cu virusul COVID-19. Astfel, au fost verificate zonele aglomerate, baruri, terase, restaurante, dar și mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind limitarea și prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost verificate peste 70 de societăți comerciale, controlate aproximativ 100 de mijloace de transport și au fost verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse aproape 1400 de persoane. În urma neregulilor constatate, echipele mixte de control au aplicat 212 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 84.700 de lei. În urma verificărilor, la data de 3 aprilie, în jurul orelor 18:35, polițiștii din cadrul secției numărul 5 Poliție Rurală de Veselu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza comunei Scărișoara are loc o petrecere privată. La fața locului a fost identificat organizatorul, precum și 10 persoane participante. Aceștia au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 55/2020, valoarea sancțiunilor fiind de 10.000 de lei și evenimentul a fost oprit. De asemenea, duminică, în jurul orei 20, în timp ce desfășurau activități pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile impuse în această perioadă, două echipe mixte, formate din polițiști și jandarmi, au întrerupt o petrecere privată organizată pe raza orașului Corabia. În jurul orei 20, în timp ce desfășurau activități pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile impuse în această perioadă, două echipe mixte de control, formate din polițiști și jandarmi, au întrerupt o petrecere privată organizată pe raza orașului Corabia. Au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legii 55 din anul 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în valoare totală de 11.000 de lei.
Astfel de activități vor fi desfășurate zilnic în întreg județul Olt, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Pe această cale, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean fac apel la conștientizare și responsabilitate. Vă rugăm să conștientizați importanța respectării măsurilor adoptate în contextul epidemiologic actual și să abordați o conduită preventivă și responsabilă pentru a limita riscul de infectare. Un alt eveniment privat a fost oprit de oamenii legii în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă seara, în jurul orelor 21:30, polițiștii din cadrul secției numărul 4, Poliție Rurală Coteana, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza comunei Ipotești are loc o petrecere privată. La fața locului au fost identificate 9 persoane, acestea fiind sancționate contravențional pentru nerespectarea prevederilor legii, valoarea sancțiunilor fiind de 3.000 de lei. La sfârșitul lunii martie, legea adopției a suferit unele modificări, astfel că vârsta de adopție crește de la 14 la 18 ani, iar valabilitatea atestatului de la 2 la 5 ani. Totodată se așteaptă normele de aplicare pentru indemnizația acordată părinților adoptatori pentru concediul de acomodare, care va fi de 85% din salariu față de 1700 de lei. Simplificarea legii adopției a atras după sine și o creștere a numărului de copii adoptați. Astfel, la nivelul județului Olt a crescut nu doar numărul copiilor adoptați, dar și a familiilor care sunt atestate pentru a adopta un copil. De la începutul anului și până în prezent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a reușit finalizarea a 16 adopții. La baza procedurii de adopție stă legea 273/2004 privind regimul juridic al adopției. De la începutul anului și până în prezent au fost 11 familii atestate, 50 deschideri proceduri adopție, 11 încredințări adopție și 16 adopții finalizate. La sfârșitul lunii martie, legea adopției a suferit mai multe modificări, însă de bun augur. Începând cu sfârșitul lunii martie, legea adopției a suferit unele modificări. Copiii vor rămâne adoptabili până la vârsta de 18 ani, comparativ cu prevederile anterioare, când copilul era adoptabil până la vârsta de 14 ani, valabilitatea atestatului se prelungește până la 5 ani, față de 2 ani. Sperăm ca aceste modificări să aducă un beneficiu copiilor adoptabili, dar și familiilor care își doresc un copil. Indemnizația acordată părinților adoptatori pentru concediul de acomodare va fi de 85% din salariu față de 1700 de lei. Se acordă totodată un stimulent financiar pentru anumite categorii de copii adoptabili, copii încadrați în grad de handicap, copii cu vârste mari sau perechi de frați. Pentru aceste modificări însă sunt așteptate normele de aplicare pentru a intra în vigoare. În aceeași perioadă anului trecut au fost 8 familii atestate, s-au realizat 15 deschideri proceduri adopție, 11 încredințări adopție și 15 adopții finalizate. A mai rămas mai puțin de o lună până la sărbătorile pascale și oamenii au început deja să facă cumpărăturile pentru masa tradițională de Paște. În acest sens, reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor vin în atenția dumneavoastră cu câteva recomandări pentru a evita neplăcerile. Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, astfel că gospodinele deja au început cumpărăturile pentru o masă bogată. În acest sens, reprezentanții CJPC Olt ne sfătuie să acordăm o atenție deosebită la achiziția produselor alimentare. Unii operatori economici vor profita de această perioadă pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora, astfel că trebuie să urmărim atent din punct de vedere organoleptic produsul pe care trebuie sau urmează să-l achiziționăm, respectiv aspect, miros și culoare. Trebuie să refuzați orice produs pentru care aveți suspiciuni cu privire la calitate, dar mai ales la siguranță, în special a alimentelor. Recomandăm consumatorilor să cumpere produse numai din locuri autorizate. Produsele expuse spre vânzare, pe trotuare, în portbagajele autoturismelor, chiar dacă sunt vândute la un preț mai mic, reprezintă un risc pentru cumpărători. Carnea de miel. Cumpărați numai din măcelării, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe. Carnea trebuie să prezinte ștampila sanitar-veterinară. Carnea să fie elastică, să nu prezinte suprafața lipicioasă sau urât-mirositoare. Carnea achiziționată se va transporta în condiții igienice cât mai repede și se va depozita la temperaturi de refrigerare, respectiv 0,4 grade Celsius.
Totodată, mare atenție trebuie să acordați și la achiziția peștelui proaspăt, care poate fi alterat și prezintă un real pericol pentru sănătate. Astfel de produse trebuie păstrate și expuse la comercializare în vase cu gheață. Achiziționare de pește. La cumpărare, verificați dacă peștele proaspăt prezintă următoarele modificări. Solzi care se desprind ușor, corpul acoperit cu mucus urât mirositor, branhii de culoare cenușie sau brună. În aceste cazuri, peștele este sigur alterat și poate prezenta un pericol pentru sănătatea dumneavoastră. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să cumpere vopseaua de ouă numai din locuri autorizate. La vopsirea ouălor, nu folosiți sub nicio formă coloranți utilizați în alte destinații, precum cea tipografică sau pentru textile, care poate prezenta pericol pentru sănătate. Pasca și cozonacul trebuie să fie ambalate corespunzător și totodată trebuie să aibă termenul de valabilitate indicat. Ouă. Evitați cumpărarea ouălor a căror coajă este crăpată, murdară sau spartă. La spargere, ouăle trebuie să prezinte albușul tulbure sau amestecat cu gălbenușul. Verificați data durabilității minimale care este înscrisă pe ambalaj, în cazul ouălor ambalate sau pe un afiș împreună cu alte informații pentru categoria de calitate. Cumpărați vopseaua de ouă numai din locuri autorizate. Urmăriți încadrarea produsului în data durabilității minimale. Atenție! La vopsirea ouălor, nu utilizați vopsea pentru alte destinații, precum cea tipografică sau pentru textile. Utilizarea altor tipuri de vopsele poate prezenta pericol pentru sănătate. Indiferent de achiziții, nu uitați să solicitați bon fiscal, chitanță sau factură pentru a putea proba în cazul în care urmează să faceți o reclamație. 70 de pacienți confirmați cu virusul SARS-CoV-2 sunt internați în acest moment la Spitalul Județean de Urgență Slatina. De asemenea, 4 suspecți își așteaptă rezultatele testelor, în timp ce 8 pacienți internați în stare gravă la terapie intensivă. Pentru a veni în sprijinul medicilor infecționiști, se caută soluții. Cel mai probabil se va pune în aplicare garda suport. Al treilea val al pandemiei își face simțită prezența la Slatina. În cadrul unității medicale oltene, numai puțin de 70 de pacienți sunt internați, iar 4 persoane sunt suspecte. În ceea ce privește secția de terapie intensivă, funcționează la capacitate maximă. Astăzi ne confruntăm cu noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. La Spitalul Județean de Urgență Slatina avem 70 de pacienți confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, 4 suspecți și 8 pacienți în terapie intensivă. În ceea ce privește gradul de ocupabilitate în cadrul Spitalului Județean de Urgență pentru pacienții COVID, mai sunt 4 locuri disponibile, 16 la suspecți, iar terapia intensivă este la capacitate maximă. În zona de pacienți de confirmați mai avem 4 locuri, iar în zona de suspecți mai avem 16 locuri. Terapia intensivă este ocupată la capacitate. Pentru a veni în sprijinul medicilor infecționiști, se dorește dublarea gărzii în secția de boli infecțioase cu alte specialități prevăzute în ordinul Ministrului Sănătății. Pentru a veni în sprijinul medicilor infecționiști și având ca și suport legal Ordinul Ministrului Sănătății numărul 434, împreună cu colegii mei am stabilit să venim în sprijinul lor pentru a dubla gărzile în secția de boli infecțioase cu specialitățile care sunt prevăzute în ordin. Acolo avem specialitățile de cardiologie, oncologie, neurologie, hematologie, gastroenterologie, medicină internă și pneumologie. Noi încercăm cu celeritate să găsim soluții pentru a înființa această carte suport în cel mai scurt timp și vom veni cu precizări în sensul ăsta. Managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Dan Stana, a declarat că se încearcă înființarea acestei gări suport în cel mai scurt timp. Polițiștii din cadrul secției de poliție Brebeni au surprins un tânăr de 27 de ani care conducea pe raza localității sub influența a 2 substanțe psihoactive. Aceștia inițial au vrut să-l oprească întrucât circula cu o viteză foarte mare, însă tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii. Astfel, polițiștii și jandarmii au pornit în urmărirea acestuia și în final bărbatul s-a oprit. Comportamentul dubios i-au făcut pe polițiști să-l testeze pe conducătorul auto care chiar consumase substanțe psihoactive.
Miercuri dimineață, în jurul orei 10, în timp ce acționau pentru siguranța participanților la traficul rutier și pentru prevenirea faptelor ilicite, polițiștii din cadrul postului de poliție Brebeni au observat un autoturism condus în mare viteză pe drumul județean 546 pe raza localității. Polițiștii au solicitat sprijinul jandarmilor olteni și au pornit de îndată în urmărirea acestuia. Acesta fugea de forțele de ordine întrucât se afla sub influența mai multor substanțe psihoactive. În timp ce acționau pentru siguranța participanților la traficul rutier și pentru prevenirea faptelor ilicite, polițiștii din cadrul postului de poliție Brebeni au observat un autoturism condus în mare viteză pe drumul județean 546 pe raza localității Brebeni. Polițiștii au solicitat sprijinul jandarmilor olteni și au pornit în urmărirea acestuia. La scurt timp, conducătorul auto a fost oprit și a fost identificat de polițiști ca fiind un tânăr de 27 de ani din comuna Brebeni, județul Olt. Polițiștii au testat tânărul cu aparatul omologat drug test, care a indicat prezența a două substanțe psihoactive. De asemenea, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi prelevate probe biologice. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru a fi prelevate probe biologice. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Mobilizare impresionantă pentru căutarea unui băiat de 15 ani din localitatea Bârza. Acesta ar fi plecat voluntar de la domiciliu miercuri dimineața și nu a mai revenit. Polițiștii secției de poliție rurală Bobicești au demarat verificări și activități de căutare a persoanei dispărute. În activități au fost angrenate zeci de persoane voluntare. În dimineața zilei de joi, copilul a fost găsit. Seara trecută, polițiștii secției de poliție rurală Bobicești au fost sesizați de către o femeie din comuna Bârza cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Din primele verificări, se pare că minorul Linca Nicușor Laurențiu ar fi plecat voluntar de acasă în dimineața zilei de 7 aprilie, fără a-și anunța părinții în prealabil. Polițiștii secției de poliție rurală Bobicești au demarat de îndată verificări și activități de căutare a persoanei dispărute. În activități au fost angrenați zeci de voluntari. Mama copilului disperat îl ruga să vină acasă. Se pare că băiatul lăsase și un bilet în care explica motivul plecării. Cine, mamă, te rog din suflet, vină acasă. Te căutăm ca disperații. Te rog din suflet, vină acasă, te iubim, mâncați așa. Vină acasă, nu ne mai disperați. Vină acasă, mami, că murim. Te rog din suflet, mami, vină acasă. Te rog eu, toate eu să fie bine. Nu te speria de nimic. Nu se întâmplă nimic, vină acasă. Peste 70 de persoane și forțe de ordine au căutat copilul și în această dimineață acesta a fost găsit. Potrivit primarului din localitate, băiatul ar fi plecat de acasă întrucât comportamentul părinților față de acesta nu era tocmai adecvat. El ar fi petrecut noaptea la o persoană la care obișnuia să mai muncească. Ieri, pe raza comunei Bârza, un eveniment nefericit. Un minor în vârstă de 15 ani, pe fondul nemulțumirilor provocate de părinți care se pare că nu se comportau tocmai ca niște părinți adevărați cu el, a plecat de acasă. În cursul nopții, în jur de 100 de oameni voluntați și forțe ale poliției, jandarmerie și ISU l-a căutat. În dimineața aceasta, în leroar, căutările. Minorul a fost găsit la o persoană la care el mai mergea să mai lucreze de când în când. Mulțumim, să zic așa, lui Dumnezeu că tânărul este sănătos. La ora asta este la postul de poliție unde dă declarație cu persoana la care a fost găsit. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, minorul nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni și urmează a fi predat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. În activitățile de căutare au fost angrenate efective sporite ale Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și voluntari din localitate. După aproximativ 16 ore de căutări și investigații, minorul a fost găsit. Acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni și va fi predat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se va dispune măsura specială de plasament în regim de urgență pentru minor. Atât copilul, cât și familia acestuia vor fi de asemenea incluși într-un program de consiliere. După stabilirea exactă a motivului plecării de acasă, vor fi luate măsurile care se impun conform legii.
0800 800 564 este numărul care poate salva vieți. Acesta este telefonul de urgență pus la dispoziție de Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt pentru a raporta diverse probleme cu care se confruntă. Numărul la care orice cetățean poate apela în situația în care constată un abuz sau un caz de violență, dar și situații de adulți aflați în dificultate. De la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate peste 40 de apeluri. La nivelul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt funcționează în cadrul Serviciului de Evaluare Inițială telefonul de urgență pentru semnalarea cazurilor de urgență. Specialiștii care gestionează telefonul efectuează deplasări și evaluează cazurile semnalate. De la începutul anului până în prezent s-au înregistrat peste 40 de apeluri, 13 dintre acestea anunțând abuzuri sexuale sau de altă natură. La începutul anului și până în prezent au fost înregistrate 44 de apeluri. Dintre acestea, 2 apeluri greșite, 13 apeluri privind abuzul fizic, abuzul sexual, neglijare. Unul dintre acestea a fost confirmat. 28 de apeluri solicitări informații. Un apel a fost orientat către altă instituție. Numărul de telefon la care puteți semnala abuzuri sau cazuri de rău tratament aplicat atât persoanelor de vârsta a treia cât și copiilor sau cazuri de violență în familie este 0800 800 564. Acesta poate fi apelat gratuit în fiecare zi 24 din 24. Visteriile primăriilor oltene au fost umplute cu bani. Astăzi, edilii olteni au aflat pe ce fonduri se pot baza pentru anul acesta. Cei mai mulți bani au ajuns la cele două municipii, și la Balș și Corabia. Nu la fel de mulți bani au fost virați și în conturile primăriilor Scornice și Drăgănești-Olt. Nici bugetul Consiliului Județean nu este prea mare. Potrivit președintelui Marius Oprescu, vor fi obligați să renunțe la investiții sau să sisteze altele începute. Cine este pentru trecutul de Consilierii județeni au votat astăzi bugetul pentru anul acesta. Pentru cele 112 localități au fost împărțiți 27 de milioane de lei. Cei mai mulți bani au ajuns în visteria celor două municipii, câte 1 milion de lei. La polul opus se situează primăriile Scornice și Drăgănești-Olt. Majoritatea localităților din mediul rural au primit câte 150.000 de lei, iar peste 40 dintre ele au avut alocări bugetare între 200.000 și 400.000 de lei. Din punctul meu de vedere, toată lumea a câștigat, sumele sunt diferite, e adevărat, problemele localităților sunt diferite, ca pe fiecare an noi încercăm să ajutăm anumite localități în dificultate, am făcut-o și anul acesta, suma care am împărțit-o este de aproximativ 27 de milioane de lei, un pic peste pentru toate localitățile din județul Olt, inclusiv orașele și municipiile. Nu de același lucru se poate vorbi și în ceea ce privește bugetul Consiliului Județean. Potrivit președintelui Marius Oprescu, anul acesta investițiile vor fi blocate din cauza lipsei banilor. Un buget care, în comparație cu anul trecut, a pierdut bani și, bineînțeles, el este mai mic și acest lucru se va vedea în investițiile pe care Consiliul Județean le va face anul acesta. 12 milioane de lei vor fi împărțite către Spitalul Județean și cel de la Schitu, DGASPC și investiții. Și infrastructura rutieră județeană va beneficia în acest an de investiții, însă resursele financiare limitate nu vor permite finalizarea lucrărilor propuse. Anul acesta, față de anii trecuți, cum eram obișnuiți, toată suma care Consiliul Județean are pentru investiții se reduce la 12 milioane de lei. Ea este împărțită între Spitalul Județean, Spitalul de Psihiatrie de la Schitu, între Direcția Generală de Asistență Socială și, bineînțeles, bugetul Consiliului Județean. Sunt două investiții pe drumuri pe care le continuăm anul acesta, dar din lipsa bugetului nu le terminăm. Cred că constructorii au în stare să le termine, nu sunt lucrări mari, dar noi nu avem bani să le plătim să termine toată lucrarea. Pentru anul în curs, valoarea totală a bugetului local al județului Olt este de aproximativ 290 de milioane de lei. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor pe TV Oltenia. Sunt Janina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă, dar și un weekend minunat. La revedere!